Am revenit cu un material pentru anul 2024, cu 5 companii de la Bursa de Valori București și am să vă vorbesc pe rând despre fiecare companie ce cred eu. Avem 5 companii, Hidroelectrica, OEV Petrom, RomGaz, Transport Trade Service și Aquila. Le vom lua pe fiecare în parte. Ideea din spatele acestui videoclip este următoarea. Mi-am propus să vă arăt câți bani puteți investi la începutul anului 2024 și câți bani ați putea face la sfârșitul anului 2024. Evident că acestea sunt doar niște calcule, niște estimări, câteodată pot fi adevărate, câteodată pot fi greșite. În cazul în care anul acesta nu vom avea scăderi, iar piața va reacționa pozitiv, așa cum s-a întâmplat inclusiv anul anterior. Atunci, în mod normal, acestea ar trebui să fie randamentele pentru aceste companii, din câte am calculat eu. Am pus inclusiv Fibonacci pentru fiecare companie în parte, o să vă arăt în acest videoclip sau poate eventual în următorul. Așa că, haideți să nu mai pierdem timpul să vă explic ce am făcut aici. Am început cu hidroelectrica. La începutul anului, înregistra un preț de 128 de ron. În a doua lună, mai exact la începutul lunii februarie, a înregistrat 122 de RON. După aceea am estimat eu că prin luna martie ar trebui să aibă 137 de RON acțiunea. Eu am scris 1-3-2024, doar că haideți să luăm în calcul luna a treia, nu și ziua. În luna a treia, în mod normal, din punctul meu de vedere, hidroelectrica ar trebui să ajungă la 137 de RON pentru o acțiune. După aceea, începem ușor, ușor să creștem, la 143, 150, iar aici anul acesta, Hidroelectrica va distribui un dividend. Iar acest dividend nu știu când va veni. Va veni poate prin luna 7, -a, poate va veni prin luna 8, -a, poate prin luna 6, -a. după distribuirea dividendului. Știu că acțiunea o să scadă cu aproape același randament ca și dividendul. Eu am scris aici un dividend cu un randament de 10%, doar că s-ar putea să vedem dividendul de bază pentru hidroelectrica plus un dividend special. Așa că, atunci când va avea loc această scădere cu 10% în cazul în care va avea loc dividendul cu 10% randament, prețul, din câte am calculat eu aici, ar trebui să ajungă la 135. Iar anul pentru hidroelectrica, în mod normal, ar trebui să fie încheiat la un preț de 171 de ron per acțiune. Mai jos, avem randamentul de la 128 de ron până la 171 de 35%, randamentul pentru acțiunea în sine, Plus randamentul dividendului, care va fi și acesta de 10, iar un total înseamnă un randament de 45% pentru hidroelectrica. După aceea avem OMV Petrom. La fel am făcut și pentru această companie. Prețul din primele zile ale anului 2024, iar prețul de sfârșit de an al anului 2024, îl vedeți aici, da? 0,654 RON per acțiune. În mod normal ar trebui să avem parte de un randament de 16% pentru OMV Petrom când vine vorba de aprecierea acțiunii, plus un randament al dividendului de 14%, iar acest randament este compus din cele două dividende, dividendul de bază plus dividendul special și în total o să ne dea un randament de 30% pentru OMV Petrom. Aici în partea dreaptă puteți observa pentru fiecare companie scrie 1000 de ron. Deci 1000 de ron investim în fiecare companie. Mai jos vorbim și despre RomGaz. Și stați un pic să mai fac o paranteză la OMV Petrom înainte să trec la RomGaz. Aceste două dividende nu știu exact când vor veni, poate vor veni pe la mijlocul anului, poate vor veni puțin mai târziu, poate o să vină unul în luna 6 și unul în luna 9, -a. vom vedea la momentul respectiv. Acestea sunt doar niște estimări pe care eu le-am făcut personal pentru prețul celor de la OMV Petrom, iar scăderea aceasta unde vedeți voi la toate companiile că am scris cu roșu va avea loc după ce va fi distribuit dividendul, ca să înțelegeți voi la ce mă refer. Eu, iar în cazul în care OMV Petrom va distribui două dividende, atunci așteptați-vă să avem parte de două scăderi anul acesta pentru cele două dividende. La fel ca cei de la Hidroelectrica, în cazul în care distribuie și ei tot două dividende. Urmează RomGaz, RomGaz care din calculele mele mi-a ieșit un randament de 11% pentru prețul per acțiune și un randament aproximativ de 7%. Deci un randament total de 18%. Puteți observa aici și voi prețul per acțiune și de unde am ajuns eu la aceste prețuri. Eu am pus un Fibonacci, dacă nu am timp în acest videoclip, am să vă arăt în videoclipul următor multe alte lucruri interesante despre acest material pe care eu îl fac. Urmează Transport Trade, service care a început anul la un preț de 26,7 RON, iar anul am estimat eu că îl va încheia la un preț de 35 de RON, ceea ce înseamnă o apreciere a acțiunii de 31% plus randamentul dividendului, unde am estimat eu că vor distribui un randament de 5%, asta înseamnă un total de 30% și pentru transport 3 service. Urmează compania Aquila și mai fac o paranteză înainte să trecem la această companie. Aceste 5 companii fac parte din indicele BET. Indicele BET în care sunt cele 20 de companii cele mai tranzacționate de la Bursa de Valori București. Și de cele mai multe ori aceste 20 de companii cresc an de an cu diverse procente. Am făcut un videoclip special inclusiv cu 10 companii de anul trecut de la Borsa de Valori București care au crescut destul de mult. Îl puteți găsi în playlistul meu numit Investiții alături de multe alte videoclipuri legate despre bursă și despre dividende sau îl veți găsi la sfârșitul acestui videoclip doar apăsați și intrați automat pe acel videoclip. Bun, Aquila. Aquila a început anul la un preț de 0,918 RON și am estimat eu că îl va încheia la un preț de 1,5. Cu un randament de 70% plus un dividend cu un randament de 6%, ceea ce înseamnă un randament total de 76% pentru acuila. Atâta timp cât avem un an pozitiv. Nu văd de ce nu am putea ajunge la aceste randamente și nici nu mi se par niște randamente ieșite din comun, nici pentru OMV Petrom, nici pentru RomGaz, având în vedere că sunt uh, incorporate inclusiv dividendele în acest randament total. da. Adică un randament de 11% pentru RomGaz mi se pare foarte realizabil, un randament de 16% pentru OMV Petrom mi se pare foarte realizabil, mai ales că au foarte multe planuri de investiții aceștia și pe termen lung țineți ochii foarte mult pe OMV Petron pentru că cu siguranță în câțiva ani o să ajungă la un leu și se poate observa de acum până în câțiva ani deja prețul dacă va ajunge la un leu înseamnă că se va dubla. Deci țineți ochii foarte bine pe uh, OMV Petrom și pe toate aceste companii pentru că sunt niște companii foarte bune de la Bursa de Valori București. Evident că mai sunt și alte companii, dar eu zic că pentru o persoană care este la început cu bursa, ca să vadă niște progrese, ar trebui să se axeze pe câteva companii, nu pe foarte multe, iar după aceea, în funcție de cunoștințele pe care le-a mai acumulat în tot acel timp, să investească și în alte companii. Evident că și la acuila putem umbla la acest randament al dividendului, poate fi un randament de 3, 4, 5% doar că aceste randamente, încă o dată, vă reamintesc, sunt influențate și de prețul la care voi ați cumpărat acțiunea la momentul respectiv. Dacă voi ați fi cumpărat acțiuni la Transport Trade Service acum un an, randamentul vostru este altul, nu este acesta de 5%. Același lucru putem spune despre orice altă companie. Contează foarte mult prețul la care voi ați cumpărat acțiunile și dacă țineți acțiunile pe termen lung. Iar aici, în partea dreaptă, puteți observa voi am scris pentru fiecare companie în parte 1000 de RON. Deci am fi investit 1000 de RON iar la sfârșitul anului pentru fiecare companie în parte, împreună cu dividendul și cu aprecierea companiei am fi avut pentru Hidroelectrica de exemplu 1450 de RON după aceea pentru OMV Petrom 1300 pentru RomGaz 1180 pentru Transport Trade Service 1360 iar pentru Acuila 1760 Încă o dată vă reamintesc pentru persoanele care poate dau skip, acestea sunt doar niște estimări, da, adică ce credeți Cred eu că s-ar putea întâmpla în acest an pentru cele 5 companii pe care le vedeți în acest moment. Din cele 5 companii rezultă un profit de 2050 de ron. Voi investiți 5000 de ron, iar la sfârșitul anului, împreună cu profitul, ați fi avut undeva pe la 7050 de ron, ceea ce înseamnă un randament de 41%. În acest material nu am inclus. Taxele pe care le plătiți pentru dividende, taxele de tranzacționare, nu am inclus nicio taxă ca să se înțeleagă de la bun început. Evident că sunt șanse în acest an să vedem niște scăderi pe la mijlocul anului, dar să fim optimiști și să sperăm că până la sfârșitul anului ne vom reveni, pentru că anul l am început deja în forță, vedem pe foarte multe companii, inclusiv pe acestea pe care eu vi le-am prezentat, acestea 4-5, da? Hidroelectrica a scăzut puțin, dar pe celelalte 4 deja putem observa că în fiecare lună înregistrăm un mic profit, iar acest profit ne ridică nouă valoarea a portofoliului. Acestea sunt cele 5 companii pe care eu le urmăresc, Puteți să-mi scrieți și voi părerea voastră în comentarii, puteți să-mi scrieți la ce companii vă uitați și ce companii credeți voi că vor performa destul de bine anul acesta și evident puteți să-mi scrieți inclusiv părerea despre acest videoclip. Acesta a fost materialul pe care eu astăzi am dorit să vi-l ofer, sper că v-a plăcut și până data viitoare nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!